Salut! Astăzi pe râul Suceava sunt, gheață la mal pe râul Suceava. Destul de frig a fost în ultimele zile, aseară au fost chiar minus 6 grade. Iar eu am venit să încerc, cred că ultima partidă la știucă pe anul acesta. Nu am mai fost de mult la o partidă de știucă, tot am mers la plută, la boloneză. Dar am zis, hai să mai încerc o partidă de știucă pe anul acesta. Deja s-a răcit, voi încerca să pescuiesc pe ceva locuri mai adânci. Am aici pe râul Suceava un loc cu apa adâncă de vreo 4 metri și ceva. Zic că acolo s-au retras câteva știuci mai mari, dacă reușesc să le găsesc. Dacă nu, dau iar o gherlă. Vizionare plăcută. Site-urile de specialitate se anunțau 2 grade cu plus, dar cred că e mai frig de atât în gheață aici la vârf și aici. În gheață cam peste tot, am o problemă. Ultima partidă de pescuit la spinning pe anul 2019 se încheie aici. Nu am prins nicio știucă, nu am avut nicio trăsătură, am luat o gherlă frumoasă. Asta e treaba, anul acesta nu cred că mai ies la spinning, mă concentrez mai mult pe pescuitul cleanului cu viermi, poate scobar la anul de acum sau când îngheață puțin apele mai tare să merg la o copcă. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!